Hello! No! Auzi, te știam pe tine, tu erai pe acolo, motora, rider ăla, nu? Da, eu sunt! Ești? Eu sunt! Nu te cred, îmi dai și mie un autograf? Nu! Jonuțul meu astăzi îmi dă o altă motocicletă la test. Este vorba de un Super Adventure KTM 1290. Cea mai tare din parcare. Cea mai tare din parcare, da. Zim, la ce să mă aștept? La ce, de ce să mă feresc? De poliție. Ok. Lasă-l pe... Ok. Am văzut, deci control avem la suspensie, la moduri de condus. Astea de față sunt ABS, cornering. Hai să vorbim despre el. Succes. Mersi. N-avem în ce să băgăm cheia, așa că primul rând cheia stă aici. Stă-mă bine, stă bine. Bun. Când te uiți în lateral la el, ți se pare super, super mare. Când te urci pe el, devine o jucărie. Prima impresie, asta e. Buton de avarii. Hai, Leuțu! Avem modul de slippery clutch pe acest model, cât și pe Adventure 890. Ce face acest model este că dacă tu vrei să dai o inferioară și dai din greșeală mai multă inferioară decât este necesar, gen 2 sau tu vrei să dai 2 și dai de fapt 3, acest mod îți preia șocul din spate și nu lasă roata să alunece. Și mai este un alt mod, nu te lasă să îți patineze roata spate dacă te înfici foarte mult în accelerația acestei motociclete. Doamne, doamne, ce frumos se vede când te apleci cu ea așa și te joci. Sisteme, bineînțeles că suntem pe una dintre cele mai scumpe motociclete de la KTM. Topul motociclete, regina putem spune KTM, și anume acest model 1301 cm3, o super motocicletă. Avem o mulțime de moduri de condus pe această motocicletă, de la road, rain, rally, care Doamne ferește să-l activez, pentru că îți delimitează și îți dă toată puterea acestei motociclete. Din câte am înțeles, majoritatea care au mers în modul ăla sunt în daună totală în momentul ăsta. Este foarte, foarte puternic. Avem suspensia reglabilă. Asta, dacă ești un om mai mic de înălțime, poți regla suspensia. Se poate regla suspensia și în funcție de modul de condus, adică el ține minte unde ai setat tu suspensia, dacă să fie moale, dacă să fie tare, în momentul în care mergeai cu un anumit mod de condus, gen rain sau road sau cum vrei să le spui tu, sport. O să intrăm puțin mai târziu și în meniu. Parbrizul este reglabil, furca de față, care este o furcă foarte, foarte groasă, este și ea reglabilă, astfel încât să putem să avem o furcă mai tare sau mai moale dacă intrăm pe off-road sau mergem pe stradă. De ce? Pentru că până ajungi în sesiunea de off-road, până ajungi la munte, tot pe stradă mergi, atunci este o motocicletă care îți oferă foarte, foarte, foarte multă siguranță pe stradă. O, oh, Doamne! Și nici măcar nu bași cheia în contact! Wow! Ce-i asta? MTC? Băi, nu! ABS mod, ride mod, avem aici, putem să ne uităm la ce rain, off-road, street, sport, acestea sunt. Haide să-l dăm pe sport la un drum mai virajat, îmi arată. Să vedem cum se... este prima impresie. Haide să vedem cât de bine se descurcă printre mașini. 1290, 1301 chiar centimetri. Iar aici în stânga puteți vedea câte lucruri avem. Inclusiv o priză de 12 volți aici în mijloc. Cruise control-ul, atenție, are un senzor pe față. Acel cruise control, dacă vrei să activezi cruise control-ul, și are un senzor pe față care îți oprește motocicleta dacă tu mergi ca un teribilist. Doamne, 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 cât de ușor te strecori cu ea. Centrul de greutate este destul de jos datorită rezervorului
care se împarte în două și merge în stânga și în dreapta, astfel încât centrul de greutate să fie cât mai jos posibil, ca să avem pe off-road, pe sesiunea de off-road, o stabilitate foarte, foarte bună. Avem ceas, avem, ne mai arată câți kilometri mai facem aici cu acest plin. Cum se aude! Ce ușor se ridică și asta pe o roată, bineînțeles. Este o motocicletă foarte puternică de care trebuie să, cu care trebuie să avem grijă în momentul în care ieșim cu ea. Hai să vedem o frână de urgență. Ce repede oprește! Frâne Brembo, are frâne de vitezană, 4 pistoane, 2 discuri de 320 pe spate și unul pe față și unul pe spate. Trebuie să te ajute până ajungi pe porțiunea de adventure. Și sunt frâne efectiv de vitezan, de motor de viteză. Distracție maximă, Doamne, deci ce era Duke-ul, dar ce e asta care e clasa regină a KTM-ului, cât de ușor se controlează și pe viraj și pe frânare. Faruri LED, semnalizări LED la fel ca și pe ăla. Bine, pe ăsta sunt puțin mai mari. Haideți să vedem cât de bine întoarce într-un loc strâmt și cât de ușor putem să întoarcem între aceste două linii. Avem un meniu atât de complex. Uitați, vă povesteam mai devreme rezervorul. Avem chiar aici în partea dreaptă, mai este se duce și în partea stângă, astfel încât să fie foarte bine echilibrat din orice punct de vedere. Iar pe față avem două mari radiatoare, nu unul cum ne-am învățat până acum la celălalt model. Bineînțeles, cheia, cum a spus și în videoclipul de prezentare din magazinul Moto Emotion, aici îți bagi, au băgat contactul în cheie, nu cheia în contact. O adevărată tehnologie pe două roți, o superbă motocicletă cu care, efectiv, motocicleta asta o iei ca să te plimbi în întreaga lume, să faci turul lumii cu ea. O motocicletă masivă față de 890 Adventure, un far puțin mai mare, bineînțeles, cu acest senzor pe față pentru acel cruise control ca să ne oprească, să ținem distanța față de mașina din față. Aceste guarduri ca să nu ne fie friguți, bineînțeles, ca pe orice model Adventure. Din fabrică vine cu un parbriz destul de înalt ca să nu ne bată vântul. Scărițele astea de aici sunt pentru un drum mai lung, ca să poți să mergi la un drum mai lung, să fie comod, sunt puțin mai late. Iar în caz de vrei să mergi pe off-road, poți să dai această bucățică de aici, de cauciuc jos, ca să ai aderență mai mare cu o gheată pe modul off-road, când mergi pe off-road, ca să ai mai multă aderență, să nu ți alunece piciorul. Tobe mari, gălăgioase, frumoase. Aici vine pregătit pentru un top case. În mare vă spun așa câteva lucruri despre această motocicletă, pentru că ai putea să stai să vorbești o zi despre ea și tot n-ai apucat să spui totul. În mare, ce găsim pe 1290, găsim și pe 890, dar bineînțeles cu îmbunătățiri și multe lucruri în plus pe 1290, pentru că este o motocicletă într-adevăr mai mare, o motocicletă de 1301 cm cubi cu 160 de cai putere. Ca și impresie pe piatra asta cubică, nici măcar n-o simți, ca și cum mai merge pe asfalt. Ce pot spune despre motocicletele astea este că poți să faci lumea, inclusiv cu un 390, cu un 830 sau cu un 1290, cum este cel pe care l-am filmat adineauri. Uitați farul ăla mare de acolo, un far foarte mare, un far LED, semnalizări LED și toate astea super bine vizibile, astfel încât în momentul în care pleci la un drum noaptea,
să ai vizibilitate. Ceea ce nu v-am spus însă despre modelul 1290 față de 890 este că 830 este că modelul mare, modelul regină, are controlele luminate astfel încât noaptea, în momentul în care mergi cu motocicleta, să le vezi și să nu stai să te chiorăști acolo așa, să le cauți butoanele. Este o motocicletă super confortabilă. Ai și modul confort, ai și un tech pack. Dacă vrei să pui opționalele, cum sunt cele de aici, să ai motor slip regulation, să ai cruise control, quick shifter, rally pack, dacă vrei să pui și pe modelul 830 acestea. Unele dintre ele le găsim stock pe modelul 1290, cum ar fi acel cruise control. Bineînțeles că pilotul nici măcar nu se clatină în momentul de piatră cubică, nici nu vorbim, e făcut să meargă pe cele mai înalte vârfuri montane. Este un mastodon, un mastodon confortabil. Motocicleta este un pic mai manevrabilă, fiind mai mică un pic, dar cu toate astea și motocicleta asta la 1290 este, rămâne o motocicletă foarte manevrabilă. Ok. Uite și bordul, e un bord foarte mare, luminos. Știai că poți să selectezi varianta night la bord? Păi la câta display e noaptea, dacă mergi și e puțin deranjant să-l ai pe alb. Și de-aia s-au gândit și la lucrul ăsta. Enorm de mult noaptea. Bineînțeles, suspensie, modul de suspensie, dacă vrem să îl punem pe street, pe confort, pe sport, ca să fie mai tare sau mai moale. Eu îmi pun acum modul de suspensie, atenție, nu modul de condus, iar modul de condus o să-l pun sport. Preloader, dacă vrei să ridici motocicleta, vedeți cum se ridică și aici 100%, sau să fie joasă motocicleta, haideți să-l punem la 10%. Și motocicleta se ridică efectiv, deci putem să, dacă avem un pasager, atunci ridicăm motocicleta pentru că o să se mai lase puțin. Avem aici, bineînțeles, cruise controlul, modul de cruise control, să legăm telefonul prin Bluetooth la motocicletă și o groază de setări în acest meniu. Presiunea pe față, avem presiune pe față pentru că în momentul în care intrăm pe off-road ne trebuie și presiunea. Putem vedea aici că avem 2.4 pe față, 2.9 pe spate. Am presiune în roți. Da, uite. Ba da? Ba da. De la KTM, ba să punem rampleturi. Ce sale? Ba da, mă, de cauciucuri de alea de beton. Nu beton, mă, lasă. Și ne anunță dacă este vreo problemă, pentru că pe off-road, după cum bine știți, trebuie puțin slăbite și atunci e bine să știm și să ne aduc aminte că am ajuns pe șosea și să le schimbăm. Hello! Hello! Auzi, te știa pe tine, tu erai pe acolo, motor rider ăla, nu? Da, eu sunt! Ești? Eu sunt! Nu te cred, îmi dai și un autograf? Nu! Avem o accelerație super sensibilă care transmite informația foarte repede la roata de spate. Doamne, ce bine se apleacă, fandează, este super bine, este, o pui pe o trasă și acolo rămâne. Tare aș vrea să încerc acest model, poate în viitor și pe circuit. Sunt tare, tare curios de cum reacționează și cum se simte pe o curbă, pe un viraj, sau poate, cine știe, la un review mai amănunt așa cu de toate și despre această motocicletă. Șaua este foarte, foarte confortabilă. Este puțin mai îngust aici pentru a putea atinge jos și pentru a ajunge mai ușor și foarte puțin mai lată pe spate pentru a avea un control și a simți cum te împinge motocicleta de la spate în momentul în care vrei să accelerezi. Vroiam să o încerc și cu un pasager, dar totuși, după cât de bine simt că stau eu, da, dar și un pasager stă destul de bine. Am dus fundul în spate. În adevăratul sens, simți că ai o motocicletă
super sigură, plină de tehnologie sub tine. Da. Atât de fiabilă, atât de jucăușă. A intrat traction controller în acțiune acolo când mi-a fugit spatele. Haideți să vedem cât de bine se descurcă un 1290 față de un Adventure 890 prin trafic. Într-adevăr, 890 este puțin mai subțire. Ați văzut cât de ușor s-a băgat și leuțul printre mașini. Doamne, nici nu simt aceste denivelări pe care le avem noi prin București. Din 6000 de ture e alt motor. Este alt motor. Ghidonul, inclusiv ghidonul se poate da mai spre tine, mai în față, depinde de cât de postura ta, de cât de înalt ești, cât de mare ai spatele sau distanța între mâini. Instant răspunde. Cele mai mari avantaje pe care le are o motocicletă de anvergura asta, o motocicletă mare cu care poți să mergi și pe cele mai înalte culme ale munților să te plimbi cu ea, este o motocicletă, nu știu, deci 1000 acum mi se pare super, super controlabilă. Are ABS inclusiv pe partea de off-road. De ce? Pentru că și acolo ai nevoie de ABS în caz de pui o frână mai bruscă. Nu este la fel ABS-ul ca pe stradă, dar totuși te ajută în momentul în care vrei să pui o frână pe off-road. Priza aceasta de 12V de aici ne ajută să nu rămânem, dacă mergem cu un GPS, de exemplu, cu fără baterie. Parbrizul se reglează din aceste două urechiușe de aici, de aceste două rotițe. Ambele în același timp, atenție, de ce? Ca să nu să fie pe același nivel, pentru că e un sistem cu zimți. Nici n-ai nevoie să tragi de ambreiaj, să ridică din propria inerție. Da, băi, dragi prieteni, vă mulțumesc că ați stat cu mine și la acest vlog. Eu am fost Motorider, îi mulțumesc și lui Leuțu. Eu am fost Motorider, iar până data viitoare, Motorider pentru tine, numai bine! Pa!